După zile sau săptămâni de refugiu, ucrainenii din Bălți au început să își caute de lucru. Oamenii spun că vor să-și câștige proprii bani pentru a reduce din povara care a căzut pe umerii moldovenilor. În mare parte, cele care intenționează să se angajeze în câmpul muncii sunt femei. Este și cazul Oxanei, care se teme că necunoașterea limbii române va fi un mare obstacol pentru ea. Очень бы хотелось, знаете, если какая-то есть работа, чтобы мы могли бы где-то бы поработать, чтобы, знаете, тоже сидишь целый день, только читаешь новости о том, что творится там. Я как частный предприниматель и держу с магазин с игрушками, с канцтоварами. Если, допустим, в моей сфере что-то бы, как в вашей стране без знания молдавского языка, как можно работать, не знаешь, вот это очень пугает. Și Elena speră să-și găsească un loc de muncă imediat ce își va înscrie copiii la școală. Ce може de simplu пристроим детей, то мы можем спокойно работать. У меня 14 лет опыта. Да, я парикмахером работала, у меня была своя парикмахерская. И я бросила все. И сейчас я ищу здесь работу. С инструментом приехала, может найду что-то и буду работать, чтобы, ну, хоть как-то самими обеспечиваться, чтобы вам, ну, как бы меньше было ucraineni să obispeceze. De la începutul acestei luni, refugiații din Ucraina se pot adresa la subdiviziunile teritoriale de ocupare a forței de muncă. Aici, persoanele își pot găsi un loc de muncă fără a prezenta permisul temporar de ședere. În prezent, la Bălți sunt înregistrate 9 cereri de angajare, 8 dintre care au fost depuse de femei. Combinatul de pâine și floarea soarelui au fost îndreptate. Noi acum așteptăm de la ei rezultatul. Înștiințarea, angajat persoanul sau nu e angajat. Ei prezintă 3 copii. Copia pașaportului refugiatului, copia contractului de muncă cu refugiatul și copia IDNP-ului care a fost înregistrat acest refugiat la traversarea frontierei. În municipiu sunt 177 de locuri de muncă disponibile pentru cetățenii din Ucraina. Se caută cusătorețe, operatori, ambalatori, electrosudori sau brutari. Femeile, persoanele refugiate, vin tot mai multe la noi. Deci chiar astăzi, că au fost 2 persoane deja înregistrate. Cetățenii noștri refuză locurile de muncă. Și noi suntem foarte bucuroși că aceste femei refugiate acceptă aceste locuri de muncă. Da, ele sunt, de ce refuză șomerii noștri? Că 3.000, 4.000 nu le convine. Autoritățile din Bălți spun că întâmpină dificultăți în legătură cu angajarea refugiaților. Я столкнулся о том, что люди хотели работать на пищеблоках в наших образовательных учебных заведениях. Они пошли приходить медицинский осмотр, нам сказали, что это бесплатно. Когда мы пришли проходить в наш медицинский центр, в нашу поликлинику на БАМе, будем так говорить, значит, пришли туда, нет, извините, это платно. Бесплатно для граждан Украины это только медицинская помощь, то есть лечение. Autoritățile cred că numărul refugiaților care doresc să muncească va crește. Oficial în Bălți sunt peste 650 de ucraineni. Neoficial în oraș locuiesc deja câteva mii de refugiați. Numărul persoanelor care este în tranzit este în descreștere. Deci, practic, persoane deja s-au stabilit aici în Bălți. Solicită diferite tipuri de servicii. Pentru a beneficia de un spectru mai larg de servicii, persoana trebuie să se adreseze oficial la Biroul de Migrație și Azil. Se încearcă, prin intermediul agenților economici, ca aceste persoane să fie angajate, dar asta este totul individual. Până acum, doar o refugiată a fost angajată în câmpul muncii. Este vorba despre o femeie care de ieri muncește în calitate de mașinistă la societatea pe acțiuni Floarea Soarelui.